United a avut un meci mai greu decât se aștepta cu Sporti Stârgoviște. Prima repriză a fost echilibrată, dar gălățenii au terminat în avantaj după golul reușit de Băgu. Gazdele au întors scorul după pauză, dar Turdose a reușit să egaleze situația pe tabelă. Ivan a dus scorul la 3-2 pentru ca Apostol să înscrie punctul de sprindere. Târgoviștenii au scos portarul și au reușit să reducă diferența. Ultimul minut al disputei a fost dramatic. Gălățenii s-au apărat eroic și au obținut un succes foarte prețios. Salichi și Buleandra au plecat la lotul de tineret, în timp ce Toniță a fost selecționat în prima reprezentativă.